Ne bucurăm că în această zi specială pentru biserica noastră să fim aici cu toții cei care am ales să participăm la acest eveniment. Și un obicei frumos al nostru, al Bisericii Emanuel, este să ne salutăm. Atunci când stăm lângă cineva, vrem să ne întoarcem în dreapta, în stânga și să facem cunoștință cu persoanele care se află lângă noi. Așa că pentru lejeritate vă încurajez să ne ridicăm și să ne întoarcem în dreapta, în stânga și să cunoaștem persoanele care astăzi sunt împreună cu noi la acest eveniment. Și haideți, rămânând ridicați, să ne închinăm Creatorului nostru, celui care a creat bărbatul și femeia, rostind împreună rugăciunea pe care o știm cu toții, toți creștinii, toți românii, Tatăl nostru care ești în ceruri. Versurile, rândurile acestei rugăciuni sunt proiectate, așa că haideți să o rostim într-o stare de închinare în dimineața asta împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția, slava și puterea, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vrem să cântăm, vrem să ne bucurăm și să celebrăm faptul că Dumnezeul nostru are un nume care este mai mare decât orice alt nume. Și Dumnezeul în care noi credem este Dumnezeu peste orice Dumnezeu și este Domn peste orice Domn. Așa că uniți-vă cu cei care vor cânta astăzi, celebrați, bucurați-vă de Cel care dă viață și Cel care inspiră toată creația. Și haideți înaintea de acestui Tată puternic să spunem împreună: Doamne, numele Tău este mare, numele Tău este sfânt, numele Tău este drept pe pământ. Și am vrea ca să repetăm asta, doar noi cu vocile. Numele Tău este mare, numele Tău este sfânt, numele Tău este drept pe pământ. Este sfânt, numele Tău este drept pe pământ. Viața mea vreau să fie un cânte pentru numele Domnului meu. Tot ce am vreau să fie tămâie la picioarele tronului Tău. Tot ce ești îți arată iubirea, în strălucirea Ta mă privesc. Tu ești Cel ce respiră în mine, Tu ești Cel prin care trăiesc. Numele Tău este mare, numele Tău este sfânt, numele Tău este drept pe pământ. Numele Tău este mare, numele Tău este sfânt, numele Tău este drept pe pământ. Viața mea vreau să fie un cântec pentru numele Domnului meu. Tot ce am vreau să fie tămâie la picioarele tronului Tău. Tot ce ești îți arată iubirea, în strălucirea Ta mă privesc. Tu ești Cel ce respiră în mine, Tu ești Cel prin care trăiesc.
Tău este mare, numele Tău este sfânt, numele Tău este drept pe pământ. Numele Tău este mare, numele Tău este sfânt, numele Tău este drept pe pământ. Inim de foc, gloria ta să ne cuprinzi. Inim de foc, tu să aprinzi. În gloria ta să ne cuprinzi. Numele Tău este mare, numele Tău este sfânt, numele Tău este drept pe pământ. Numele Tău este mare, numele Tău este sfânt, numele Tău este drept pe pământ. Și haideți să spunem împreună. Numele Tău este mare, numele Tău este sfânt, numele Tău este drept pe pământ. Numele Tău este mare, numele Tău este sfânt, numele Tău este drept pe pământ. În fața ta și în fața numelui tău venim astăzi. Venim să ne închinăm, Doamne, cu tot ceea ce avem, cu tot ceea ce suntem. Și suntem recunoscători pentru dragostea ta, pentru bunătatea ta. În ziua aceasta vrem să venim înaintea ta și să-ți mulțumim pentru ce ai făcut tu pentru noi. Pentru că ai coborât pe pământ, ai murit și ai înviat. Vrem să-ți mulțumim în ziua aceasta specială pentru femeile din viața noastră, pentru doamnele, pentru mamele noastre, pentru soțiile noastre, pentru fiicele noastre. Îți mulțumim pentru că Tu ai dat valoare și ai dat culoare vieții noastre prin ele. Și Te rugăm, Tată, Te rugăm astăzi, coboară în mijlocul nostru. Și pentru toate, Te binecuvântăm și Te slăvim. Amin. Copleșit de-a ta bunătate.
motive să fii înălțat. Vin cu inima mea înaintea ta, ție să mă închin. Vreau ca sufletul meu mulțumesc.
Să-i mulțumim lui Dumnezeu printr-un ropot de aplauze, pentru că El este Creatorul nostru. Mulțumim Lui pentru că are gânduri bune. Puteți ocupați locurile pentru puțin timp. Urmează să mai ascultăm un cântec pe care de obicei îl cântăm la Crăciun. Poate fi și un colind, dar astăzi, pentru că celebrăm doamnele și domnișoarele care sunt în mijlocul nostru, vrem să ne amintim de un exemplu în ceea ce înseamnă purtare și feminitatea. Și aceasta este Maria, cea care l-a născut pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și colindul pe care o să-l ascultăm vorbește despre trăirile acestei mame în fața unui copil care va schimba umanitatea. Pentru că Iisus Hristos este fără seamăn și extraordinar. El este tot ce are mai bun umanitatea. Iisus este superlativul excelenței. El este sursa Harului Divin și numele Lui este singurul care poate să mântuiască, iar sângele Său este singura putere care să spele păcatul tău. Urechea lui Iisus este gata să te audă atunci când tu plângi și mâna Lui este gata să se întindă spre tine atunci când te afli în necaz. El te iubește cu o dragoste eternă și poți să te încrezi în Iisus Hristos în dimineața aceasta. Își revarsă mila peste sufletul care este împovărat de necaz. El este de partea ta atunci când tu ești ispitit. Iisus Hristos se întărește pe cei care sunt trudiți și lipsiți. El iartă păcatul și El vindecă bolile. Iisus îi eliberează pe captivi. El te apără atunci când ești fără apărare. Iisus leagă inima ta atunci când este zdrobită. El este sursa înțelepciunii. El este aducătorul păcii. El este drumul spre dreptate și El este poarta spre glorie. Și vreau să repet dimineața asta că tu poți să te încrezi în Iisus Hristos. El este împăratul suprem. A fost împăratul iudeilor, dar acum este împăratul tuturor. Este împăratul timpurilor, împăratul veacurilor. El este Domnul domnilor și Dumnezeul dumnezeilor. Nu există limită pentru dragostea lui Iisus Hristos. Nu este nicio piedică în calea abundenței binecuvântărilor peste viața ta. Aș fi dorit să-L descriu mai bine, dar Iisus Hristos este de nedescris. El nu poate fi cucerit de cineva. Iisus Hristos este irezistibil. Pilat a vrut să găsească vină în El, dar nu a găsit. Moartea a vrut să-L înghită, dar Iisus Hristos a biruit moartea. În dimineața aceasta vi-l prezint pe Iisus Hristos, care este rege peste regi, domn peste domn, este Cel care a suflat viață și tot ce există trăiește prin El astăzi. Să-L celebrăm pe Iisus Hristos între noi. Te-ai gândit că fiul tău va fi cândva un rege? Oare te-ai gândit că fiul tău moartea s-o deslege? Te-ai gândit că acest fiu al tău va face totul nou? Acest copil al tău va fi al păcii somn. Maria, te-ai gândit că fiul tău va da la ori vedere? Oare te-ai gândit că fiul tău va stăpâni furtuna? Te-ai gândit că acest fiu al tău e rege sus în cer? Când priveai la chipul său, îl priveai pe Dumnezeu.
albii văd și surzi aud și șchiopii merg din nou. Iar toți acei ce cred în El vor fi născuți din nou. Maria, te gândim că fiul tău va fi un miel de jertfă. Oare te gândim că fiul tău trăiva pentru moarte? Te-ai gândit că fiul tău va fi cândva un rege și că viața și-o va da pentru a ta? Vrea să ne închinăm lui Dumnezeu. Doamne Tată, ce ești în ceruri, stăm plecați în această dimineață înaintea Ta, dar cu sufletul înălțat spre Tine, cu bucuria pe care Tu ai revărsat-o acolo, pentru că, deși ești Dumnezeu, Creator, n-ai rămas indiferent față de condiția în care ne-a adus păcatul, ci Tu, Doamne, ai venit în lumea noastră ca să ne dai viață, slăvit să-ți fie numele Tău. Doamne, să mulțumim pentru această zi frumoasă, când împreună putem celebra această realitate a vieții noi pe care o dobândește orice om care se întoarce cu credință și cu pocăință în sufletul lui la Tine. Să mulțumim, Doamne, pentru că ai folosit-o pe Sfânta Fecioară Maria pentru ca Hristosul să se nască în lumea noastră și îți mulțumim pentru fiecare femeie prezentă în locul acesta pe care Tu ai folosit-o pentru a da naștere, pentru a deveni în felul acesta mamă, pentru a transmite mai departe chipul pe care Tu l-ai pus în prima pereche. Îți mulțumim pentru mamele noastre, îți mulțumim pentru soțiile noastre, îți mulțumim pentru fiicele noastre, îți mulțumim pentru bunicile noastre, îți mulțumim pentru surorile noastre. Doamne, îți mulțumim pentru fiecare în parte și Te rugăm, binecuvântează-le Tu. Acum când primăvara aduce în ea, aduce odată cu ea bucurie, împrospătare, acea viață care țâșnește din tot ceea ce este pe pământul acesta. Mă rog, Doamne, ca în sufletul oricărei persoane care este în locul acesta să aduci Tu viața Ta transformatoare, Doamne. Îți mulțumesc pentru dimineața aceasta și Te binecuvântez, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Vă invit să ocupați locurile, cei care v-ați ridicat la această rugăciune. Numele meu este Mihai Dumitrașcu, sunt unul dintre pastori acestei biserici și aș vrea să vă spun și eu în această frumoasă dimineață, bine ați venit la timpul în care noi, ca biserică, celebrăm Ziua Femeii. Și dacă nu vă cer prea mult, pentru toate doamnele și domnișoarele care sunt în această dimineață aici cu noi, am vrea să vă aplaudăm spunându-vă că vă apreciem foarte mult. Puteți să o faceți un pic mai tare, da? Că ne sunt valoroase, da, sunt cele prin care am căpătat viață, sunt cele care aduc frumosul, sunt cele aplecate asupra detaliului și încerc să-mi imaginez cum ar arăta viața doar cu bărbați. Am realizat așa un... Mă rog, pot să încerc să mă gândesc și cum arăta numai cu femei. Dar Dumnezeu, în înțelepciunea Sa, a creat bărbatul și femeia ca împreună să fie acel ceva complet și frumos. Noi ne-am rugat, ne-am implicat în organizarea acestei zile, v-am invitat pe dumneavoastră, apreciem că suntem aici împreună, sunteți aici împreună cu noi și vă dorim să aveți un timp foarte bun de calitate pentru mintea și pentru sufletul dumneavoastră. Dacă nu vă cer prea mult, aș vrea să vă spun că noi ca biserică pregătim ceva special și pentru toți vizitatorii care sunt astăzi împreună cu noi, vrem să vă facem o surpriză plăcută. Adică eu am aici în mâna mea o Biblie care se dorește a ajunge la toți cei care ar dori să aibă o asemenea Biblie și care nu o au și care ar vrea să ne ajute să știm lucrul acesta. Și în sensul acesta vă invit pe toți care sunteți prezenți
să luați cardurile, ați primit două carduri, dacă probabil vă căutați așa în poșetuță sau în alte bagaje pe care le aveți cu dumneavoastră. Și unul dintre cardurile de aici este cardul participantului, pe care aș vrea să-l completăm împreună, da? Dacă n-aveți un pix, sunt câteva persoane gata să vă distribuie un pix. Nu vrem să abuzăm de faptul că sunteți cu noi aici, dar dacă sunteți împreună cu noi, dați-ne voie să vă fim o binecuvântare, să vă putem oferi în această primăvară un cadou pentru dumneavoastră. Și dacă vreți să completați împreună cu mine prima parte a talonului, lăsând partea a doua să o completăm spre finalul acestei întâlniri, aveți acolo câteva rubrici pe care m-aș bucura să le completați. Dacă sunteți pentru prima dată cu noi, vă invit să bifați acea căsuță. De asemenea, dacă sunteți a doua oară cu noi sau poate ați participat și la alte evenimente, sunteți un participant ocazional, bifați lucrul acela și sigur că dacă în mod frecvent participați la viața spirituală a Bisericii Emanuel, aveți și acolo o rubrică pe care o puteți completa. Vă încurajez să faceți lucrul acesta. În măsura în care noi avem datele dumneavoastră, vă putem contacta, nu pentru alte rațiuni, ci doar pentru a vă ține la curent cu evenimentele pe care noi le organizăm și, așa cum am spus, vrem în primăvara aceasta să vă facem un cadou frumos celor care doriți acest lucru, o Biblie sau o Sfântă Scriptură. Sigur că aveți și un spațiu pe care îl puteți completa acolo cu câteva observații și sugestii care pentru noi sunt importante. Dacă vreți să faceți lucrul acesta, ne ajutați foarte mult. Și în timp ce completăm taloanele acestea și, mă rog, ne lăsăm timp, sper eu, suficient pentru a face lucrul acesta, aș vrea să fac doar două anunțuri. Mă adresez doamnelor, domnișoarelor, dar aș vrea să mă adresez totuși și bărbaților care sunt aici. Este o revistă frumoasă pentru doamne, se numește Priscila, pe care puteți să o cumpărați la sfârșit și să o oferiți soției dumneavoastră, mamei dumneavoastră, fiicei dumneavoastră, sau dacă se întâmplă și sunteți singuri aici, sigur că vă puteți face cadou, mă rog, sună mai ciudat asta, nu? De asemenea, tot pentru doamne și domnișoare, sâmbăta următoare, pe 11 martie, va avea loc aici în biserica noastră o conferință de la ora 10 până la ora 12:30, intitulată Victimă sau supraviețuitor. Va fi un timp de calitate. Toate cele care doriți să participați la această conferință, e important să vă înscrieți. Taxa de participare este de 10 lei, iar înscrierile se fac la ieșire, în hol. Este cineva pregătit să facă lucrul acesta. Și acum un ultim lucru pe care vreau să-l amintesc înainte de a invita copiii care vor să vă cânte tuturor doamnelor și domnișoarelor care sunteți aici. Aș vrea să vă amintesc că dacă cumva aveți un telefon pe care ați uitat să-l închideți, e un moment potrivit când ați putea să faceți lucrul acesta. Așa că luați-vă un pic de timp pentru a vă putea oferi liniște sufletului dumneavoastră. Așa că așteptăm aici copilașii care sunt pregătiți să vă cânte și, așa cum de obicei se întâmplă, să vă încânte și să ne încânte pe toți. Încercare sau luptă grea, în îndoială tu nu mă lași, cu dragostea ta mă conduci, ești pacea mea când sunt în furtun, Doamne, ești pacea mea când sunt în furtun.
pacea mea când sunt în furtun, Doamne, ești pacea mea când sunt în furtun. Domnul meu, lumina mea, farul întuneric, eu te voi urma. Domnul meu, lumina mea, cred promisiunea că tu mă vei purta până la mare. Te așteaptă flori pe masă și un dar micuț te așteaptă când ai să vii acasă. Am să-ți sărut obrajii la piept când mă vei strânge și mâinile ce nu au odihnă pentru mine. De la Abel până azi, toți copiii într-un glas rostesc dulce și gingaș, mama. Mama, mama, mama mea, te iubesc și mult aș vrea să trăim până în cea zi când el va veni. Tu-mi ești comoara mea, cea mai luminoasă stea, mamă, mamă, mama mea. Mamă, mamă, mama mea, te iubesc și mult aș vrea să trăim până în cea zi când el va veni. Ești comoara mea, cea mai luminoasă stea, mamă, mamă, mama mea. Un cuvânt pe acest pământ e curat, frumos și sfânt, e iubit, prețuit și îndrăgit. De la Abel până toți copiii într-un glas rostesc dulce și gingaș, mama. Mama, mama, mama mea, te iubesc și mult aș vrea să trăim până în cea zi când el va veni. Tu-mi ești comoara mea, cea mai luminoasă stea, mamă, mamă, mama mea. Mamă, mamă, mama mea, te iubesc și mult aș vrea să trăim până în cea zi când el va veni. Tu-mi ești comoara mea, cea mai luminoasă stea, mamă, mamă, mama mea. Cea mai scumpă, cea mai dragă ființă de pe pământ este mama ce mi-a dat-o Dumnezeul veșnic sfânt. Ea mă învață ce iubirea, mă păzește de cei rău și-mi vorbește zi de zi de al nostru Dumnezeu. Azi, în zi de sărbătoare, scumpă mamă, îți doresc multe mulțumiri, o floare și un sincer te iubesc, Lori.
Imaginează-ți pentru o clipă o zi din viața ta. Probabil este una ocupată. Ești la serviciu și lucrezi până târziu. Sau trebuie să stai cu copilul tău, însă te simți solicitată la maxim. Tânjești după ceva care să îți umple golul emoțional. Simți că totul se petrece mult prea repede și nu ai timp pentru tine. Ai sentimentul că apeși accelerația doar pentru a acoperi un gol care te frământă. Simți că nu ești apreciată pentru adevăratele tale valori. Mulți dintre noi, bărbați și femei, am obosit să împlinim tot ce așteaptă ceilalți de la noi și am uitat de sufletul nostru. Cum am putea noi, femeile, să regăsim acele atribute feminine cândva avute? Compasiune, curiozitate, încântare, spontaneitate, mister, creativitate, curaj. Noi credem că valoarea femeii stă dincolo de aspectul fizic, că este important să apreciem persoanele feminine din viața noastră, mamele, soțiile, prietenele și surorile noastre pentru cine sunt ele. Bună dimineața! Bună dimineața! Este cineva aici? Mulțumesc! Aceasta este tema pe care vă propun astăzi să o dezbatem împreună, să o discutăm și la care să medităm. Iluzia vitezei și sufletul nostru. Când mă gândesc la mine și la persoanele pe care le cunosc, la prietenii mei, văd acest lucru în viața lor, că suntem orientați spre a face multe lucruri. Și ne gândim mereu ce trebuie să facem mâine, ce trebuie să facem poi mâine. Și suntem persoane orientate spre a întreprinde, spre a face multe lucruri. Și lucrul acesta nu este rău. Lucrul acesta înseamnă ceva bun pentru noi, faptul că facem și suntem implicați în multe domenii. Dacă ne-am întrebat poate care ar fi cea mai răspândită boală a timpului nostru, ne-am gândit că aceasta ar fi nedreptatea, poate nepăsarea de cei săraci, poate ar fi individualismul, dar poate astăzi cea mai grea problema noastră nu este faptul că suntem răi, ci faptul că suntem prea ocupați. Așa este? Cine dintre dumneavoastră ați avut poate un timp săptămâna trecută doar pentru dumneavoastră, pentru sufletul dumneavoastră? Dar cine dintre dumneavoastră ați muncit 10-12 ore, ați fost la serviciu? Apoi, în timp ce vă întorceați spre casă, v-ați oprit pe la Kaufland să luați ceva de mâncare pentru familie. Dar ați dus copilul la grădiniță, vă l-ați luat de la grădiniță și când ați ajuns acasă, ați pregătit masa pentru familie. Și când spui gata, totul s-a terminat, trebuie să corectezi temele celuilalt copil. Este așa? Când spui gata, toate lucrurile s-au încheiat pe ziua de astăzi, constat că unul din copii are febră. Și trebuie să te îngrijești de el, să-i dai medicamentul potrivit. Și pui hainele la spălat pentru a doua zi, calci rufele și așa mai departe. Avem o viață ocupată, suntem foarte ocupați, avem proiecte, termene de făcut. Trebuie să stabilim obiective, trebuie să facem tot ce trebuie să facem, să împlinim promisiunile noastre. Și când am făcut toate aceste lucruri, vedem că sunt multe alte lucruri de făcut și suntem foarte ocupați. În schimb, când ne gândim la sufletul nostru, avem o problemă. Pentru că această viteză a vieții, a unei vieți ocupate, aduce în sufletul nostru confuzie, aduce neîmplinire. Ajungem să nu mai fim în armonie cu noi înșine și golul emoțional din noi se mărește și mai mult. Acele virtuți frumoase ale sufletului nostru, bunătate, iertare, dragoste, să avem timp de noi înșine, de cei din jur, timp pentru Dumnezeu, toate aceste calități ale sufletului nostru se pierd. Și ceea ce este interesant este că dacă am scrie aici pe această hârtie și am trasat o linie care reprezintă, să zicem, linia vieții noastre foarte ocupate, din zi în zi facem din ce în ce mai multe lucruri, suntem mult mai ocupați și această linie a vieții este o linie care crește tot mai mult.
și suntem interesați să facem tot mai multe lucruri. Și o altă linie, dacă am trasat tot pe aceeași hârtie numită linia sufletului nostru, la început lucrurile sunt destul de aproape. Dar pe măsură ce noi suntem implicați în viața cotidiană și lucrurile pe care le-am spus sunt lucruri adevărate, nu sunt rele în ele însele, ci sunt lucruri cu care noi ne confruntăm și pe care le împlinim. Dar pe măsură ce ne implicăm tot mai mult în acest cotidian al vieții, observăm că linia sufletului nostru, ceea ce împlinește cu adevărat sufletul nostru, se îndepărtează. Și apare o diferență între cele două linii. Și iluzia cu care noi trăim uneori, percepția falsă, este că dacă ne vom implica și mai mult aici, sufletul nostru va fi mai împlinit. Însă știți ce se întâmplă? Tocmai contrariu. Când încercăm să așezăm tot mai multe lucruri în programul nostru, de dimineață până seara, și uităm de sufletul nostru, sufletul nostru încet, încet moare. Își pierde calitățile cu care Dumnezeu ne-a înzestrat și apare în viața noastră un blocaj. Și în viața fiecăruia dintre noi încep să apară probleme. Probleme de relaționare, relaționare la noi înșine, relaționare la cei din jur, probleme de relaționare la Cel care ne iubește și este cu noi, la Dumnezeul nostru. În dimineața aceasta vă propun un text din Sfânta Scriptură în care avem povestea a două femei, Marta și Maria. Și aș vrea să citim pasajul din Luca, capitolul 10, de la versetul 38 la versetul 42. L-avem aici pe ecran. Pentru cei care aveți Biblia dumneavoastră, puteți să deschideți Biblia și să urmăriți pasajul din Biblie. Pentru ceilalți care nu aveți o Biblie astăzi la dumneavoastră, putem să vedem pasajul biblic pe ecran. Luca, capitolul 10, versetul 38 la 42. Haideți să urmărim textul biblic. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat. Și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și i-a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi dar să-mi ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua. Amin. Acesta este cuvântul Domnului din ziua de astăzi. Dacă ar fi să privim la aceste două femei, Marta și Maria, două surori, cu care dintre ele vă asemănați mai mult? Cu Marta? Sau cu Maria? Probabil că de cele mai multe ori ne asemănăm cu Marta, dar în viața noastră sunt și momente în care ne asemănăm și cu Maria. Este o poveste extraordinară a două surori. Marta își deschide casa pentru Domnul Iisus Hristos. Și împreună cu el mai vin încă 12 bărbați, cel puțin. Fiți foarte atenți. Când îl inviți pe Domnul Iisus la tine acasă, el vine și cu ai săi. Vine și cu prietenii săi. A fost inițiativa Martei. Uitați versetul 38. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Nu ne spune Luca că și-ar fi dorit Iisus să vină la Marta acasă să mănânce, ci Marta a avut această inițiativă să ofere un prânz, poate Domnului și ucenicilor săi. Dar poate Marta se gândea: oare Domnul va sta peste noapte aici? Va trebui să-i brecătesc camerele de oaspete? Oare voi reuși să fac un prânz pentru el? Și-mi imaginez că această femeie și-a scos cartea de bucate
Și n-a făcut un meniu zilnic, un meniu de zi cu zi, de duzină, ci a vrut să pregătească ceva extraordinar pentru Domnul Iisus. Mesia, Hristos, a venit la ea acasă cu ucenicii și a vrut să-l surprindă plăcut pe acesta. Ce credeți că a gătit Maria? Marta. Dați câteva exemple. Ce credeți că ar fi gătit? Sarmale? Ceva de miel, poate, nu? Rață? Pește? Asta aveți dumneavoastră la prânz astăzi, să mâncați lucrurile astea. Mai departe, dar dacă a gătit, spre exemplu, o masă de genul acesta, o masă evreiască, a vrut să-i surprindă plăcut pe Domnul. Și imaginez pe Marta că a început să spună, curăță, 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 taie, 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 spală, spală, spală. Unde este Maria? Maria, ce face ea acum, că trebuie să mă ajute? Șoftează, șoftează. Ce făcea Maria, sora ei? Maria stătea în living împreună cu cei 12 ucenici și cu Domnul Iisus și stătea jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele Lui. Și observăm de la Marta că uneori, fiind foarte aglomerați, dăm vina pe ceilalți cu privire la tensiunea din viața noastră. N-ați observat de multe ori? Când suntem tensionați și ocupați cu problemele noastre cotidiene, nu vedem problema la noi, ci vedem problema la alții. Unde este Maria? Ea trebuia să mă ajute. Așa spuneți în versetul 40. Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la el și a zis, Doamne, chiar și pe Domnul dă vina. Tu ești vinovat că o ții pe Maria de vorbă. Nu-ți pasă că eu slujesc singură? Uneori dăm vina nu numai pe cei din casa noastră, că suntem noi stresați și ocupați, ci uneori dăm vina și pe Domnul. Doamne, nu-ți pasă ce fac eu? Și ceea ce este trist, că ajungem să dăm vina pe Domnul nostru și îi dăm ordine Domnului. Zii dar Mariei să mă ajute. Asta arată că uneori când uităm de sufletul nostru, ajungem noi înșine proprii noștri domni. Uităm de Dumnezeul care ne-a creat, uităm de Domnul Iisus Hristos care a murit pentru păcatele noastre și noi înșine suntem proprii noștri domni. Nu mai avem timp să gândim la Dumnezeu că este Domnul și Stăpânul nostru. Marta a deschis ușa Domnului Iisus, însă fiți foarte atenți că Marta a fost atât de aproape de Domnul Iisus, putea să-L cunoască pe El, să asculte cuvintele Lui. Însă această femeie, deși este atât de aproape de Iisus, deși și-a deschis ușa casei, nu a deschis ușa inimii ei ca să-L cunoască pe Iisus. Și în dimineața aceasta îmi doresc pentru mine și pentru toți care sunteți aici să vă deschideți ușa inimii ca să-L puteți cunoaște pe Iisus Hristos. El este atât de aproape de fiecare dintre noi. El este aici cu noi în dimineața aceasta și El vrea ca tu să-ți deschizi inima, să-L cunoști pe El mai mult. Nu să faci lucruri pentru El, nu să cunoști informații despre El. Uneori avem iluzia că dacă facem mai multe servicii, merităm dragostea lui Dumnezeu și Marta a fost prinsă în acest flagel. Gândim noi că dacă îi oferim lui Dumnezeu ceva din viața noastră, Dumnezeu este dator să ne iubească. Și lucrul acesta este o greșeală. Dragii mei, Dumnezeu ne iubește pe toți în mod necondiționat. El, Tatăl nostru din cer, l-a trimis pe Iisus Hristos în lumea noastră să moară pentru păcatele noastre și prin Iisus Hristos Dumnezeu își arată dragostea față de fiecare dintre noi. Dar ceea ce este mai trist din povestea Martei este următorul lucru. Faptul că uneori credem că mântuirea este legată de ceea ce fac eu. Ori aș vrea să vă spun astăzi că mântuirea sufletului nostru, care este așa de scumpă, nu este niciodată legată de ceea ce fac eu, ci mântuirea și salvarea vieților noastre din starea de căzută în care le-a aruncat păcatul și cel rău are de-a face întotdeauna cu Dumnezeu. Este opera lui Dumnezeu pentru noi. Păcatul este acela care ne desparte.
între omul păcătos și Dumnezeul cel Sfânt există o prăpastie mare datorită păcatului. Omul păcătos este lipsit de viață. Omul păcătos, spune Sfânta Scriptură, că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Iar plata păcatului este moartea. Dar de partea cealaltă, de partea lui Dumnezeu, este viața veșnică. Și omul încearcă să ajungă la Dumnezeu cu bune intenții și așează peste această prăpastie fapte bune. Spune el, dacă fac fapte bune, Dumnezeu mă va primi, mă va iubi mai mult și va ține cont de faptele pe care le-am făcut. Dar dacă sunt un om religios, dar dacă merg la biserică, dacă îmi dau tot ce trebuie să dau, să contribui acolo, dacă arăt bine pe exterior, dar în inima mea sunt intenții rele, omul spune cu siguranță că lucrul acesta contează. Dar sunt un om bun. N-am spart casa nimănui. N-am stricat casa nimănui. Și sunt un om moral. Nici această calitate pe care noi uneori o dobândim în viața noastră sau arătăm, nu este suficientă de mare care să ne ducă din nou la Dumnezeu, să relege acea relație cu Dumnezeu. Există o singură cale pe care Biblia ne-o spune. Este Domnul nostru Iisus Hristos. Prin moartea sa pe cruce, El s-a așezat între Dumnezeu și om și omul poate să ajungă la Dumnezeu cel Sfânt prin Iisus Hristos. Și viața veșnică este aceasta, spune Biblia. Cine l-are pe Fiul, cine nu l-are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. V-am scris, spune Ioan, că voi care l-aveți pe Fiul lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Vrei să ai această viață veșnică? Primește-L pe Fiul, pe Iisus Hristos, în inima ta, în viața ta și fă-L pe El Domnul vieții tale. Și această viață din Dumnezeu va coborâ în inima ta. Aceasta este Marta, care încerca să impresioneze, de altfel, lucruri frumoase, lucruri bune. Este un verset frumos în Sfânta Scriptură, în Matei, capitolul 11, versetul 28, care spune în felul următor. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu, spune Domnul Iisus, vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dacă traversezi o perioadă zbuciumată din viața ta, dacă viteza vieții tale atinge spre 140 de kilometri la oră și pe drumul acesta al vieții conduci și ești la volanul vieții tale și ești preocupat de toate lucrurile care sunt în viața ta, ca de altfel bune, dar dacă relația ta cu Dumnezeu nu este rezolvată și n-ai o relație cu Dumnezeu, atunci toate aceste lucruri nu-ți vor aduce niciodată împlinire în sufletul tău, ci dimpotrivă, sufletul tău se va bloca. El va suferi cel mai mult. Haideți să ne mutăm la Maria. V-ați dori să fim cu toții ca Maria? Ce frumos să stai la picioarele Domnului jos. Ați observat că de fiecare dată când Maria îl întâlnește pe Domnul Iisus, evangheliștii notează un detaliu cu privire la această femeie. Aici o găsim jos la picioarele Domnului Iisus, ascultând cuvântul Lui. La povestea cu Lazar, fratele acestor două surori, Marta și Maria, știți cine este, cine este femeia care se prăbușește înaintea Domnului Iisus din nou jos? Maria. Din nou, a doua oară în Evanghelie o găsim pe Maria că se aruncă și se așterne la piciorul lui Domnului Iisus spunând, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele nostru. Și a treia ocazie pe care evangheliștii o surprind pe Maria din nou în casa lor, a casa Martei și a Mariei și a lui Lazar, că în moment ce vorbeau, fiind în ultimele zile a Domnului Iisus Hristos, Maria îi spală picioarele Domnului Iisus Hristos. Din nou stă jos la picioarele Domnului Iisus. Și evangheliștii surprind această calitate.
acestei femei, Maria, de a avea o dependență și un devotament față de Iisus Hristos și o încredere neclintită în El. Acțiunea Mariei din textul de astăzi ne arată că este o decizie să stai la picioarele lui Iisus. Nu se întâmplă în mod involuntar. Și această decizie trebuie să o luăm în fiecare zi. Dacă ne gândim astăzi, este suficient timp că am stat la picioarele Domnului Iisus. Dar mâine vin problemele, vin lucrurile pe care noi trebuie să le facem față. Ce trebuie să facem? Trebuie din nou să stăm la picioarele Domnului Iisus. Dar am uitat. Ori acțiunea de a sta la picioarele Domnului Iisus reprezintă o decizie, este o alegere și nu este o dată pentru totdeauna, ci este o decizie pe care noi trebuie să o luăm zilnic. Al doilea lucru cu privire la Maria este că atitudinea Mariei reflectă că ea îl acceptă pe Iisus ca Domn. Stă jos la picioarele Domnului Iisus și ascultă cuvintele Lui. Îl recunoaște ca fiind Dumnezeu pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și e important pentru noi, în viața aceasta, să ne trăim viața cu această atitudine. Nu noi înșine suntem stăpânii noștri, ci Cel care este stăpânul nostru este Iisus Hristos și El este Domnul vieților noastre. Și această calitate trebuie să o avem, această atitudine. Apoi, atitudinea Mariei reflectă plăcerea de a asculta de cuvintele sale. Când ești atent ce îți spune cineva, înseamnă că tu ții la persoana respectivă. Ori Maria arată dragoste față de Iisus prin faptul că are o plăcere să asculte cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Iisus Hristos. Și asta ne amintește nouă de importanța timpului pe care noi trebuie să-l petrecem citind cuvântul lui Dumnezeu. Dacă în fața Mariei era Domnul Iisus și iar această atitudine de reverență, de devotament față de Iisus și ascultă cuvintele Lui, noi avem în mâna noastră, avem în casele noastre Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Domnului Iisus. Și atunci când noi ne luăm timp să citim Sfânta Scriptură zilnic, asta spunem lui Iisus că Iisus ești prețios pentru mine. Vreau să ascult de tine, vreau să învăț de la tine. Și e așa de frumos că duminicile următoare, aici, în acest loc, o să vorbim despre Sfânta Scriptură, despre faptul că ea este unică, despre faptul că ea este scrisoare de dragostea lui Dumnezeu și care este atitudinea pe care noi trebuie să o avem față de Sfânta Scriptură, față de Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul acesta care ne oferă înțelepciunea lui Dumnezeu pentru problemele și deciziile pe care noi trebuie să le luăm în fiecare zi. Aici avem descoperită cu înțelepciunea lui Dumnezeu, sunt tainele lui Dumnezeu pentru viața noastră și tot ce privește viața și evlavia ne sunt arătate aici în Biblie. Cuvântul lui Dumnezeu ne pune în comuniune cu Iisus Hristos, apropiindu-ne de cuvântul Său, ne apropiind de Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi cuvântul lui Dumnezeu ne dă o perspectivă corectă și adevărată ca să facem față presiunilor zilnice. Marta a pierdut acest lucru. Maria l-a câștigat. Și primul lucru pe care el l-a făcut, a stat la picioarele Domnului, Iisus Hristos. Și un ultim lucru cu privire la rolul cuvântului Dumnezeu este că acest cuvânt al lui Dumnezeu este partea cea bună. Este partea cea bună. Domnul Iisus spunea, Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Care este această parte cea bună? Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Iisus Hristos și părtășia cu El în rugăciune, asta nu îi se va lua. Domnul Iisus a spus, cerul și pământul vor trece, dar cuvântul meu niciodată nu va trece. Ori partea aceasta bună nu ni se va lua niciodată. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu este săpat în inima noastră, când noi trăim prin ajutorul lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt, în acord cu cuvântul lui Dumnezeu, nimeni nu spune că suntem perfecți. Avem probleme în viața noastră.
Suntem într-un proces în care învățăm tot mai mult să trăim în mod diferit, pentru că lumea aceasta ne-a intoxicat cu un alt fel de a trăi. Și tot ce se întâmplă în lume este împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Ori atunci când ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și învățăm că trebuie să ne schimbăm, e o luptă permanentă cu noi înșine. Și Duhul lui Dumnezeu și cuvântul lui Hristos ne ajută la lucrul acesta. Cum sunteți dumneavoastră în această zi? Sunteți Marta sau Maria? Cum ar trebui să trăim noi într-o lume ca a Martei și să avem o inimă ca a Mariei? Ce ar trebui să facem? Să păstrăm acest echilibru între împlinirea responsabilităților pe care trebuie să le facem, dar pe de altă parte și părtășia noastră a sufletului, a virtuților, a calităților sufletești. Această părtășie cu Domnul Iisus Hristos. Dumneavoastră reușiți să păstrați acest echilibru? Da sau nu? Uneori da. Aș vrea acum să invit o persoană să spună cum păstrează acest echilibru și din povestea ei, care este o persoană destul de ocupată, și m-am gândit să fie doamna doctor, Anca, să o rog pe doamna Anca să ne spună cum realizează acest echilibru și cum reușește să facă față tuturor presiunilor care sunt în fiecare zi. Haideți să o încurajăm pe Anca și să îi spunem bun venit. Reușesc să păstrez un echilibru între muncă și relația intimă cu Dumnezeu? E o întrebare bună și încă mai caut răspuns, să știți. În viața de zi cu zi sunt mai mult o Martă. Mi este mult mai ușor să mă ridic de pe scaun, este o nevoie, mă duc și fac ceva practic. Și o vreme mă simt bine. Mă simt împlinită, e ok. Dar apoi realizez că ceva lipsește și devin agitată și neliniștită. Și multă vreme istoria asta cu Marta și Maria mă umplea de frustrare, vă spun sincer. Păi ce are mă Maria asta și eu n-am? Ce are? Nu pot. Și a venit o zi când am încetat să mă mai străduiesc, să fac eforturi. Și am venit înaintea lui Dumnezeu cu ceea ce simțeam. Doamne, uite care-i treaba. Nu-mi place să stau în prezența Ta. Îmi este greu să stau în prezența Ta. Fac eforturi, nu Te aud. Și dacă plec la serviciu în grabă că a sunat telefonul, toată ziua în mintea mea este un deget acuzator. Nu pot. Te rog, fă ceva, descoperă-mi de ce nu mă pot bucura de o relație intimă cu Tine. Și Dumnezeu nu m-a atins peste noapte cu o baghetă magică și întreaga mea gândire s-a schimbat. Dar a adus în viața mea circumstanțe, oameni, cărți, care mi-au deschis mintea. Mi-au arătat că principala piedică în relația mea cu El, într-o relație plină de bucurie, nu de eforturi și strădanii, era pentru că imaginea mea despre El era complet distorsionată. Imaginea mea despre Dumnezeu era imaginea unui Dumnezeu aspru, poruncitor, gata să mă pedepsească dacă nu excelam, care îmi spunea, a, dar tu nu ești la fel de bună ca Mihai Dumitrașcu. Pe el îl iubesc mai mult? Eu am văzut cum se trezește dimineața, cum slujește, cum citește din Biblie. Îmi pare foarte rău. Tu, nu, mai încearcă, mai străduiește-te.
Și m-am uitat la societatea în care eu am copilărit. Și îndrăznesc să spun că mă uit și la societatea în care ne creștem copiii și nepoții. Și am remarcat că noi, adulții, transmitem copiilor niște idei pe care mai târziu ei le vor proiecta asupra lui Dumnezeu. Și așa îl vor vedea pe Dumnezeu, cum l-am văzut eu. Când îi spunem copilului, m-am supărat pe tine, pleacă de aici să nu te văd, să vii când te-o chema eu, da? Ce va crede copilul ăla despre Dumnezeu? Că dacă l-a supărat pe Dumnezeu și a greșit, prezența înaintea tatălui e limitată. Sau, dar tu de ce nu iei manote așa de bune ca Gigel de la 4? Adică el poate și tu nu poți, nu? Sau, ți-am spus de atâtea ori să faci cu tare sau cu tare lucru. Nu vrei să înțelegi? Mă faci de râs. Chiar și mesaje aparent pozitive pot să transmită o idee greșită. De exemplu, a, bravo, ai luat 10 la chimie. A, păi ești băiatul lui tata, ești fata lui tata. Adică, dacă iau 4, asta mă descalifică? Nu mai sunt copilul tatălui? Acum 14 ani am citit pentru prima dată cartea aceasta. Pentru mine a fost cuvintele lui Neil Anderson din Biruința asupra Întunericului și au mai fost cărți pe care le-am citit, Lupta lui John White, m-au eliberat. Da, credeam că Dumnezeu mă iubește. Citeam asta în cuvântul lui. Dar cumva mi se părea că iubirea asta e mai mult pentru alții decât pentru mine. Faptul că Dumnezeu mi-a descoperit minciuna pe care o credeam, să știți că nu a fost suficient. De fiecare dată când intru în stres, în îngrijorare, mintea mea se duce pe vechiul făgaș pe care l-am învățat din fragedă pruncie. Și trebuie să schimb minciuna cu adevărul în fiecare zi. În fiecare zi trebuie să-mi aduc aminte că sunt pe deplin acceptată și iubită de Dumnezeu. Că nu trebuie să fac nimic în plus. Că El mă iubește așa cum sunt. Sunt iubită nu pentru că merit, ci pentru că El este dragoste. Adevărul că Hristos a murit pentru mine, pentru noi toți, pe când eram încă păcătoși. Că nu mai trebuie să facem nimic pentru asta. Să înțeleg că Dumnezeu mă iubește la fel de mult și când greșesc. Da, El vrea să avem o viață sfântă și în Ioan ne spune, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci ale întregii lumi. Să înlocuiesc minciuna cu adevărul, să nu mă las dusă în voia vechilor mele gânduri. Nu ești bună de nimic, uită-te la tine, nu ți-ai făcut timpul de părtășie cum trebuie. Pleacă dinaintea ochilor mei. În fiecare zi să mă hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu, cu adevărul lui și să mă înconjor cu oameni cărora să le aduc aminte că sunt iubiți de Dumnezeu și care să-mi aduc aminte că sunt iubită de Dumnezeu. Când vii înaintea lui Dumnezeu, cum crezi că se uită El la tine? Răspunsul la această întrebare determină succesul
vieții tale intime cu Dumnezeu. Nimic nu este mai ucigător pentru suflet decât o imagine falsă despre Dumnezeu, despre cum te vede El pe tine. Acum, asta vreau să cultiv în viața mea și să-mi aduc mereu aminte că Dumnezeu are un zâmbet larg când venim înaintea Lui, că abia așteaptă să vorbească cu mine, că zâmbește în dreptul meu și îmi spune cât de mult mă iubește, că vrea să-mi comunice taine, lucruri care se vor întâmpla, că vrea să-mi dea putere și nu trebuie să mai fac nimic altceva decât să vin înaintea Lui. Cam ăsta este gândul meu și vreau să vă spun că Dumnezeu vă iubește. Mulțumim, Anca! Mulțumim, Anca! Vreau să-ți mulțumesc pentru că ai fost și ai împărtășit cu noi astăzi. Felicitări pentru modul în care ai împărtășit. Știu că lui Liv îi plac dulciurile și l-am văzut. Vreau să închei subiectul acesta pe care l-am adus în atenția dumneavoastră, iluzia vitezei și împlinirea sufletului nostru, cu o imagine pe care aș vrea să o fac acum. Avem aici un vas, un borcan, care este gol și aș vrea să umplu acest vas cu câteva pietre. Pietre care reprezintă, sper să nu sparg, lucruri importante din viața noastră, lucruri care sunt valoroase pentru noi. Unele sunt de acasă, de la mine, astea mai negre. Iar astea sunt de la biserică, astea albe, să știți. Sunt vopsite. Să mai pun câteva pietre. Am și pietre mai mari. Am aici un vas cu pietre, am și niște cataroaie. Trebuie să le pun jos. Am un vas plin cu pietre, nu-i așa? Corect? Dar, mai pot să pun ceva în vasul ăsta? Apă, nu, mai pun pietre mai mici acum. Dau o bucată asta mare afară, că mă deranjează. Uitați că au încăput și ele. Mai pot să pun aici și nisip. Uitați cum intră nisipul printre pietrele mari. Mai pot să pun aici ceva? Mai pun tot nisip. Și ciment, nu? Apă pot să pun, corect. Și încape și apă aici. Nu am apă ca să pun, dar cu siguranță o să încapă și apă. Cam așa reprezintă viața fiecare dintre noi când o așezăm în mod corect și încap multe lucruri. Dar am pus o ordine al pietrelor. Pietrele mari, pietrele mai puțin mari, nisipul și posibil apă. Dar dacă puneam întâi nisipul, mai puteam să pun și pietrele mari? Nu. Asta înseamnă pentru viața noastră, a fiecare dintre noi, să așezăm lucrurile importante întâi. Care sunt lucrurile valoroase pentru sufletul tău? Să ții la tine? Să îi respecti pe cei din jur? Și să-L iubești pe Dumnezeu. Așează aceste pietre în viața ta. Și toate lucrurile celelalte pe care noi trebuie să le facem vor încăpea printre acest stâlpi de aducere aminte în viața noastră. Aș vrea acum să te gândești la viața ta,
Și pe această linie a vitezei vieții pe care tu ești cu viața ta. Acum, când suntem aici, 5 martie 2017, cu ce viteză mergi în viața ta? 50 la oră? 90? 130? 180? Gândește-te unde ai plasa viața ta pe linia aceasta a vitezei vieții. Aici, la 50, sau aici. Dar dacă te gândești la sufletul tău, este el pe aceeași linie cu viteza din viața ta? Ești la fel de preocupat de el cum ești preocupat să faci toate lucrurile care ți se cer? Sau de el uiți? Dacă aici este linia vitezei vieții cu care se desfășoară pe punctul acesta lucrurile din viața ta și sufletul tău este mult, mult mai în urmă, aș vrea să îți spun astăzi să te oprești, să-ți evaluezi viața și ia câteva decizii pentru viața ta. De multe ori suntem prea ocupați cu lucrurile urgente și uităm lucrurile importante. În această zi te invit să iei o decizie pentru viața ta. Apoi, nu mai învinui pe cei din jur pentru lucrurile care nu merg bine. Pe cei din casa ta, pe partenerul tău, pe copiii tăi. Și privește la viața ta că problema este acolo, în altă parte. De multe ori ne este frică de cei din jurul nostru și ne gândim ce vor spune ei dacă eu mă schimb, dacă eu vreau să fiu diferit, dacă eu vreau să mă întorc la Dumnezeu. Oare ce vor spune cei de lângă mine, prietenii mei, soțul meu, soția mea, tatăl meu, copiii mei, ce vor spune? Oare mă vor accepta cu altfel de viață? Dacă aleg să mă raportez diferit la Dumnezeu, va fi o presiune a familiei. Așa s-a întâmplat în casa Martei și a Mariei. Ce voi face? Vreau să medităm fiecare dintre noi acum și vă invit să ne plecăm capetele și să privim în adâncul sufletului nostru. Viața ta, pe care tu o trăiești acum, cu tot ce înseamnă ea, cu bune și cu rele, cu activitățile pe care le trebuie să le împlinești, este și Dumnezeu acolo? Este și Iisus Hristos undeva în programul tău, în gândurile tale? Sau El este în afara liniei vieții tale? Îți conduci singur viața. Vreau să te invit astăzi să faci o alegere în viața ta. Să alegi să-L inviți pe Iisus să fie parte din viața ta. Și relația cu El, părtășia cu El, citirea cuvântului, să fie o disciplină a vieții tale. La început puțin, dar pe măsură ce vei dobândi o disciplină a cititului Scripturii din ce în ce mai mult, începe cu puțin, cu 10 minute pe zi, să citești cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să mă rog astăzi pentru cei care doresc ca în viața lor Iisus Hristos să vină și să facă ordine, să fie o prioritate pentru ei și ei să-L aibă pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Dacă ești aici și în mesajul de astăzi, în tema abordată, te-ai regăsit și vrei ca viața ta să se schimbe, să-L inviți pe Iisus în viața ta, aș vrea să rostești această rugăciune. O să mă rog înainte
și o să fac pauze între propoziții ca să poți să te rogi după mine. Doamne Iisuse, vin înaintea Ta astăzi și Te rog să mă schimbi. Iartă-mă că am uitat de Tine. Te rog, vino în viața mea. Fii parte din viața mea. Ajută-mă să fiu diferit. Ajută-mă să citesc cuvântul Tău și să mă apropii de Tine în fiecare zi. Îți mulțumesc că mă iubești. Îți mulțumesc că mă primești. Îți mulțumesc că îmi ierți păcatele și că îmi dai viață veșnică. Te laud pentru că astăzi sunt aici, în locul acesta. Fii binecuvântat, Iisus. Amin. Amin. Vă mulțumesc foarte mult și sper că această temă a stârnit interes pentru dumneavoastră și v-a ajutat. Vă mulțumesc. Mulțumim, mulțumim pastorul Eugen Iordache, pentru cei care nu știți cine este cel care ni s-a adresat în această dimineață. Mulțumim, doamna doctor, că reușiți printre noi pacienții să trăiți o viață așa de frumoasă, echilibrată, cum ne-ați prezentat-o. Și eu cred că sunt mulți aici care au reușit să dezvolte acel echilibru necesar, pentru că trebuie să fim și Marta, nu știu dacă v-ați prins. Adică imediat ce se termină slujba asta, dacă nu există nicio Marta, e vai și amar de noi. S-ar putea să pățim multe lucruri pe care nu ne le dorim. Așa că este un cântec vechi care se cânta în biserica în care eu am crescut, care spunea la un moment dat ceva de genul: aș vrea să fiu când Maria, când Marta. Și când reușim combinația celor două femei în aceeași, lucrul acesta aduce frumusețe, aduce echilibru. Dar e adevărat, trăim în această tiranie a urgentului. Oare cine nu se izbește de ea? Și dacă mai ai și o personalitate orientată spre sarcină și gata să facă activități și să transform tot un activism, și când el devine și activist religios, combinația e perfectă pentru a nu mai a fi atent la ceea ce sufletul îți cere. Dar cred că în dimineața asta Dumnezeu a avut ceva special pentru sufletele noastre și suntem recunoscători pentru asta. Da, sunt fapte în ea care sunt atestate istoric, dar cred că Biblia este cumva subiectivă pentru că este scrisă de oameni. Nu a scris-o propriu-zis Dumnezeu, nu? Abundă de înțelepciune, o înțelepciune mult prea mare ca să fie generată de o minte pământească. Cu siguranță este scrisă, insuflată de Dumnezeu. În plus, toate dovezile istorice și arheologice vin cu argumente care susțin veridicitatea ei. E imposibil să fie doar o Iliada și Odiseea fabricată de mintea omenească, și mai ales că atinge atât de mulți oameni, cu siguranță este ceva adânc în ea. Tind să cred că nu este adevărată, cu toate că nimeni nu poate să aibă certitudine, dar cred că nu e adevărat în general. Pentru că mi se pare mai degrabă a fi un clișeu făcut să manipuleze cumva oamenii. Sunt multe lucruri care pot atesta sau certifica că Biblia este adevărată. Spre exemplu, avem mărturii ale tradiției externe. Și aici vorbim de istoriografi evrei, dintre care amintesc Iosefus Flavius sau Kenneth Bailey. Apoi avem răspândirea Bibliei. Mai bine de 98% din suprafața globului nostru sau a limbilor care sunt existente astăzi, Biblia este tradusă. Cred că e greu de răspuns la această întrebare, dar din toată evidența pe care o avem noi acum și toate cercetările, cred că nu este adevărată. Pentru că nu s-a atestat istoric niciun fapt din Biblie. Cred că Biblia este adevărată, dar, și aici o să am trei nuanțe de adus în legătură cu acest dar. Dar este foarte important să vedem că Biblia, deși relatează
lucruri despre Dumnezeu sau e transmisă de Dumnezeu, e pusă în cuvinte, ceea ce înseamnă că din start e limitată. Cuvintele ne limitează. Al doilea dar are legătură cu faptul că Biblia e scrisă de un om, deci o persoană care cred că amprentează ceea ce se scrie în Biblie. Deci e dependentă de contextul cultural în care a fost scrisă. Al treilea dar ține de faptul că e dependentă de contextul cultural în care este interpretată. Da, și o surpriză, mai e și un al patrulea, și anume că Biblia e de multe feluri, are foarte multe tipuri de scrieri în ea și e bine să fim atenți, e vorba de o poezie, e vorba de o poveste, e vorba de o scrisoare, e vorba de o scriere apocaliptică. Contează foarte mult ce tip de scriere este. De asta aș recomanda să se citească Biblia prin Isus, pentru că El este revelația finală a lui Dumnezeu și în spiritul Lui. Sunt chestii care au fost demonstrate ca fiind false. Poți să dau un exemplu? Da. Poți să dau mai multe chiar. Geneza nu s-a întâmplat așa. Deci apariția omului nu s-a întâmplat așa. Știința a demonstrat deja ce s-a întâmplat, cum a apărut omul. Și asta e un fapt, asta e realitatea. Chestia aia, geneza aia de acolo, nu poate să fie adevărat, n-are cum. E imposibil, doar dacă alegi să o citești simbolic, ok. Și pot să-ți mai dau alte exemple. Exodul, la fel, nu s-a întâmplat așa ceva în istoria evreilor, niciodată. Potopul, da, nu s-a întâmplat. Geologia demonstrează chestia asta. Cred că la această întrebare nu putem răspunde cu da sau nu. Biblia este o colecție de cărți care au fost scrise de-a lungul a sute de ani și nu știm sigur dacă a fost dictată de Dumnezeu, dar omul sigur a avut impact asupra ei. A fost selectată, a fost tradusă. În afară de asta, mult din conținutul din Biblie este metaforic și atunci nu putem să ne punem întrebarea este adevărat sau nu. Mai degrabă este o carte pe baza căreia putem reflecta și putem desprinde de acolo niște adevăruri, dar nu la modul preluate direct. Da? Sunt foarte mulți oameni care iau literalmente anumite metafore din Biblie și atunci nu-i prea ok. Nu cred că Biblia este adevărată. De ce? Pentru că sunt unele fapte care s-au petrecut în lumea reală, cum ar fi dinozauri, de exemplu, și legat dinozauri nu este nimic scris în Biblie. Sunt unii oameni care consideră Biblia cum ar fi pentru un actor în scenariu. Cred ceea ce este în scenariu și urmează acel scenariu. Așa este și cu oamenii credincioși. Adică dacă așa scrie în Biblie, așa s-a întâmplat și dinozauri nu există niciodată după ei. Având în vedere că există atâtea fosile, atâtea muzee despre dinozauri și etc. Ok, trei duminici la rând ne vom uita împreună la această carte. Este ea demnă de încredere? Nu știu care este părerea dumneavoastră, nu știu cum ați fi răspuns aceste întrebări, dacă Marian Iancu, cel care a luat interviurile, ar fi făcut-o în dreptul dumneavoastră. Nu știu dacă ați citit-o, nu știu cât o înțelegeți, dar vreau să vă invit la trei duminici în care să explorăm unicitatea acestei cărți, scrisă pe o perioadă de 1500 de ani, în trei continente, în trei limbi, ebraică, cea mai mare parte a Vechiului Testament, aramaică, ceva din Vechiul Testament, și în limba greacă, Noul Testament, pe trei continente scrise, de oameni cu preocupări dintre cele mai diferite, adunate cărțile astea împreună într-o bibliotecă, Biblia, 66 de cărți împreună, oare ce-or conține? Eu aș vrea să vă invit să nu ezitați să explorați în următoarele duminici împreună cu noi ceea ce este această carte. Sper că va fi o experiență frumoasă. Nu uitați, dacă ne-ați completat talonul și
sunteți gata să primiți, vrem să vă oferim cadou. Este darul nostru în această primăvară, o Biblie pentru dumneavoastră. Duminica viitoare vă așteptăm, vă oferim și puteți să o aveți în timp ce vom răsfoi ceva din cartea aceasta. Vă aștept cu multă bucurie în sensul acesta. Și apoi dați-mi voie să mă opresc câteva clipe acum în dreptul doamnelor și domnișoarelor și să vă spun că ziua de astăzi este o zi specială pentru dumneavoastră și noi vrem să vă amintiți cu plăcere de faptul că v-ați rupt o oră și jumătate din viața dumneavoastră, ați dăruit-o de fapt sufletului dumneavoastră, sper lucrul acesta, da? Până la urmă v-ați oferit un cadou. Și vrem ca să vă înmânăm ceva, să vă spunem prin gestul acesta simplu că vă iubim, că vă apreciem, că ne sunteți valoroase, că viața fără dumneavoastră n-ar fi viață și aici vin câțiva băieței, unu și unu, gata să ajungă la toate... Veniți aici, băieței, da? Cred că aici trebuie să ajungeți. Haideți să-i încurajăm, că vă dați seama că nu fac slujba asta zilnic, da? Vă invit să rămâneți pe scaune, acolo unde sunteți, pentru că băieții aceștia frumoși vă vor oferi ceva. Vă vor oferi, mă rog, prin gestul acesta, ceva din frumusețea, din curăția lor de copii, da? Așa că vă invit să rămâneți acolo și ei știu ce au de făcut. Atâta pace când ce visezi nu ai.